V-ați întrebat vreodată cum ajunge apa de la robinet să fie bună de băut? Clorinarea apei este importantă pentru a elimina microorganismele periculoase, cum ar fi bacteriile, virus și microbi. Acest proces poate ucide sau inactiva microorganismele care ar putea cauza boli grave pentru oameni. Pentru eliminarea microorganismelor periculoase folosim substanțe biocide pe bază de clor, în concentrații strict monitorizate. Analiza microbiologică a apei potabile implică identificarea și numărarea microorganismelor prezente în apă. Deși clorul este adăugat în concentrații foarte mici, uneori gustul sau mirosul acestuia sunt mai puternice, în funcție de temperatura apei, distanța față de locul tratării sau ora la care este folosită. În concluzie, clorinarea apei potabile și analiza apei sunt procese esențiale pentru asigurarea calității și siguranței apei potabile. Prin respectarea acestor procese, putem asigura că apa pe care o consumăm este curată și sigură pentru sănătatea noastră.